Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod. După cum v-am spus într-un episod anterior, o să scot iepurii afară. A venit și rândul să-i scot afară. Încă nu am terminat cu ei. Cred că o să pun cușca asta pe bolțari. La fel și cușca asta. După cum vedeți, cuștele astea două, asta și cu asta, sunt goale, fiindcă nu am iepuri. Sunt aici. Cușca asta am revizuit-o. Am bătut-o înapoi. I-am bătut și bătut un leț acolo, de sus până jos. Și acum nu mai are cum să împingă. După cum vedeți, jos e ciment, e beton, nu mai e pământ ca și azi vară, vara trecută. Că deja pot să spun că vine primăvara, fiindcă afară e o vreme foarte frumoasă. După cum vedeți, la iepuri i-am dat mâncare, apă. I-am schimbat puțin poziția, am pus-o pe iepuraica asta albastră sus și pe aia asta jos, fiindcă asta, după cum v-am spus, cred că e a fata. După cum v-am spus, mai trebuie să fac puțin curățenie pe aici. Pe jos un pic, am făcut un pic de murdărie, că m-am curățat cuștile astea înainte să revizez cușca. Aici la fel am făcut curățenie și la cuștile astea. Așa. După cum știți, cușca asta a fost înainte de cușca asta, dar acum le-am inversat din cauza că asta a fost un pic mai ușoară și asta am zis să nu o colesc atâta, să o pun acolo, și am pus-o aici, fiindcă e mai grea, și asta am pus-o dincolo. La fel și aici am curățat sus cât și jos. Așa, mi-am schimbat și sârmele astea, la fel și sârma asta din închidere, am schimbat-o să fiu sigur că nu scapă. Aici, în spate, am pus scândură. Adică tot aceea scândură, numai că am pus altă sârmă la ea, ca să fiu sigur. Ce să vă mai zic? Dacă vreți un videoclip, să fac videoclip cu iepurii prietenul meu Răzvan, știți că am mai făcut un videoclip cu iepurii lui. Și am văzut că v-a plăcut. Acum are mai mulți iepuri ca și atunci, și decât mine are mai mulți iepuri, el are și ceva pui mici. Nu vă spun, dacă vreți să fac videoclip, scrieți în secțiunea de comentarii. Și dacă văd că se strâng câteva comentarii, luni sau marți sau miercuri, văd când am timp, o să merg să îi fac, să fac videoclip și cu iepul lui. În graj am făcut câteva modificări. Stați un pic să vă arăt. Uitați, aici unde e vaca, au fost iepurii și capra. Capra am dus-o de aici, am dus-o în altă încăpere. Aici am improvizat puțin. Unde a fost vaca am pus purcei. Mi-am purcei acum, că deja sunt mai mărișori. Iar aici, locul ăsta unde sunt purcei, va veni una dintre scroafe, fiindcă acum peste 2-3 săptămâni trebuie să fete și o să le despărțim. Poate că mâine o să fac încă un videoclip cu animalele mele, toate animalele mele, mâine sau poimâine, depinde. Și mai scrieți în secțiunea de comentarii, mai dați-mi idei de videoclipuri, fiindcă eu zic că e plictisitor tot să vă arăt tot același content, tot să vă arăt iepuri, numai iepuri, tot aceeași iepuri, tot acele chestii. Eu zic că e plictisitor, adică, na, după mine. Deci scrieți în secțiunea de comentarii ce videoclipuri mai vreți să fac. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să scrieți în secțiunea de comentarii ce idei de videoclipuri să mai fac. Dacă vreți să fac videoclip cu iepurile lui Răzvan, cu voi a fost Mario și până data viitoare, v-am salutat! Pa, pa!